Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Bună seara tuturor! Bună seara! Bună seara. Eu sunt capitanul dumneavoastră astăzi. Vreau să vă urez bun venit la bordul navei. Ok, scuzați obișnuința. Eu sunt pilot de avion. Începător așa, piloțel să zicem. Piloțel? Viața de pilot, să știți, are foarte multe asemănări cu viața sexuală. Ia. În avion, totuși, e mai bine. Dacă ai făcut ceva greșit, mori și ești liniștit. În schimb, în dormitor, dacă ai murit, trebuie să suporți liniștea aia jenantă de după ce ți-ai cerut scuze și ai spus că nu s-a mai întâmplat niciodată. Așa este. Asta vrăjala clasică a tuturor. E prima dată când mi se întâmplă, sunt și obosit, n-am mâncat, am muncit mult astăzi. E greu când ești începător. Atât la avioane cât și la femei, sunt prea multe butoane. Nu știi pe care să-l apeși, de unde bagi în viteză. Mi se pare mai ușor în aer decât în pat. Acolo am copilot. Ce bine era dacă exista așa ceva și în dormitor. Adică dacă ai obosit, ți-e sete, vrei să tragi un pui de somn, preia copilotul și te odihnești puțin. Dar există pilot automat. Tot automat, da. Când ai reușit să o convingi să vină la tine acasă, e ca și cum ai decolat cu avionul. E același sentiment mișto. Noi încercam să ne... Și chiar vreau să-l încurajăm pe băiatul ăsta să... Hai, mai cu așa. Și de nicăieri... Delia a scos un măr. Bă, și când era așa, în momentul lui eram concentrat, s-a auzit un... Căciun? S-a auzit mușcătura peste tot, mă! Și s-a oprit. Bă, liniștea aia produsă de numărul omului, s-a auzit o mușcătură și n-am să o pun la cap. S-a făcut... Oh. Că sunt atât de tare dată în microfoanele alea. Că am senzația că aud, ok, zic, ipoși mi se audă stânga-dreapta, dar nu cred că se aude atât de tare. Dar ăștia m-au auzit în cască. Și cred că s-a auzit că și eu am auzit și m-am oprit. Sunt foarte tare dată în asta. Eu am înnebunit în momentul ăla. Eu am înnebunit. A fost un fel de ASMR. Da, s-a auzit bine de tot. Avem microfoane bune, ce să zic. Bravo, echipa. În aer cel mai des se moare un motor, ceea ce e foarte rău. Dar mai rău e în dormitor, vă jur. Deci nu am mai putut să mă concentrez la nimic. Eu nu știu ce a zis omul ăla cu aviația lui, cu sexul, cu avionul. Am avut o criză de râs. Oricând, lucrurile o pot lua la vale, la propriu, și rămâi cu maneta umflată. Au înzat tot spațiul în modul ăla. E când ești foarte obosit și e suficient să râdă unul și după aia e suficient să arate degetul și râzi în continuare și râzi ca prostul și nu te mai oprești. Mai rău e în dormitor, vă jur. Că-ți moare motorul fix când trebuie să intri pe culoarul de zbor și trebuie să privești în ochi pasagera, care mai voia și viteză mare. Râdeam de momentul băiatului când l-am pus alături de mușcătura Delii, cu mărul, știi? Și așa da. Au râs de mușcătura aia foarte mult. Tot numărul au râs de... Nu știu de ce au râs atât de mult, că râdeam și eu prin... Ești cu tipa în aer, dar simți că botul se duce în jos. Ești ușurel, dar se duce. A, botul se duce în jos. Dacă tipa e de treabă, îi mai dă la cheie. Mai suflă în conductă. Ce? Că mai pornește uneori. Îi mai dă la cheie. Mai dă la cheie la avion, mai suflă în conductă.
Mai nasole când ai de vreo tipă care povestește prietenelor, care clar o să apeleze la altă companie de zbor. Până aici a fost biletul plătit. Doamnelor, vă urez numai zboruri plăcute, fără incidente și cu aterizări multiple. Domnule, chiar ești mulțumesc. Pilot? Ești pilot? Da. Sigur? Nu, în mintea mea sunt pilot. A, mintea ta, gata. Și ești actor? Ce faci? Nu. Am fost sportiv de performanță. Ai fost sportiv de performanță? Ce sport? Kayak canoe, mai exact canoe. Ok. Am făcut timp de 7 ani sportul acesta. Am performat atât la campionatul european și la campionatul mondial. Sunt dublu campion european, campion mondial. 4 tineri din lotul național de canoe junior s-au întors acasă cu aur și argint. European champions for 2016, George Stoian and Andrei Nicolae, România. Viitorul lor e performanța, iar prezentul plutește în echilibru pe un canoe lat de doar câțiva centimetri. Orice mișcare greșită îi poate costa o medalie. Din mănunchiul ăsta întreb, care sunt ale tale? Aceste două. Două de aur. Bravo, frate, bravo. Aici ai respectul nostru. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.